Am onoarea ca în numele cetățenilor Bucureștiului să vă felicit pentru trofeul câștigat. Pe parcursul competiției ați dat dovadă de eleganță, de inteligență, de ambiție, lucruri care v-au dus în final la acest rezultat, la câștigarea trofeului Challenge. Cum a fost să ridicați trofeul acesta deasupra capului? A fost ceva uimitor, nici acum, sincer, nu realizez. Eu știam că o să fie un meci dificil la ele, știam că nu vor depune armele, s-a și văzut în primul set. Am plâns după ce am luat primele două seturi, când la sfârșit n-am mai putut pentru că am consumat toată energia în timpul meciului. Acum urmează o parte dificilă, practic campionatul și Cupa României. Thank you to my player. They was amazing. And so I think we have done something really, really great. At the end I have to thank you to Romanian country and the Romanian people, because from the beginning I feel like at home. And so I think that for this reason we have done something really, really great. So thank you for your love and for your support.